Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Sper că ne auziți. Ok. Eu sunt Madalina Oprișan și sunt gazda dumneavoastră în această seară. Pentru aceia dintre dumneavoastră care participă pentru prima oară la un webinar împreună cu noi, o să fac o scurtă introducere. Noi suntem Asociația TechSoup România. Și oferim resurse de tehnologie pentru ONG-uri. Dar mai exact, dacă aveți nevoie de produse software, un pachet de editare foto, cum Adobe, sau un sistem de operare, un antivirus, sau vreți să vă promovați organizația gratuit pe Google, pe Google Grants, la noi găsiți resurse și oameni pasionați de tehnologie. Oricând ne puteți scrie, cu orice nelămurire pe care o aveți pe partea aceasta de tehnologie și comunicare și noi vă răspundem cu mare drag. Am niște vești foarte bune pentru astăzi. Asociația TechSoup România face parte din rețeaua globală TechSoup, o rețea care activează de aproape 30 de ani la nivel global și oferă produse software pentru ONG-uri de aproape 30 de ani. Mă scuzați că am emoții. Astăzi, colegii de la TechSoup au lansat platforma globală TechSoup Global, așadar, dacă aveți vreme, puteți să intrați după webinar, nu acum, pe techsoup.global. Dacă aveți colegi care lucrează în ONG-uri în alte țări, le puteți transmite și le puteți spune că se pot înscrie în comunitatea TechSoup, în programul TechSoup, începând de astăzi, indiferent unde sunt. Am atins 1 miliard de utilizatori de oameni care lucrează în ONG-uri pe TechSoup Global anul acesta, în mai. Suntem cel mai mare hub de resurse pentru ONG-uri la nivel mondial. Așadar, dacă organizația dumneavoastră nu este încă membră în comunitatea TechSoup, vă rog să vă înscrieți. Dacă sunteți un ONG din România, vă puteți înscrie pe techsoup.ro. Revenind la întâlnirea noastră, vă mărturisesc că sunt foarte bucuroasă că vorbim astăzi despre branding pentru ONG-uri. De-a lungul vremii, am întâlnit organizații care ar fi putut să comunice mult mai bine, mult mai frumos și mult mai eficient, dacă ar fi avut, să spunem, ar fi aplicat niște sfaturi de branding pe care noi le aplicăm și pe care le-am învățat în timp. Am contactat-o pe Andreea Florea de la Brand Tailors și mă bucur că a acceptat să devină unul dintre trainerii de la Școala Digitală pentru ONG-uri. Andreea lucrează în branding de când se știe, dacă pot să spun așa. A creat numeroase branduri și de anul acesta este și cofondatoarea agenției Sigla și Lozinca, o agenție de branding dedicată micilor antreprenori. Așa că puteți să verificați ce face acolo. Nu vă mai rețin pentru că aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri despre ce lucruri frumoase face Andreea. Nu uitați că eu rămân pe chat, colega mea Alexandra Duma este și alături de noi. Urmărim întrebările dumneavoastră, le notăm și la finalul prezentării pe care o să aibă Andreea, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. De asemenea, trainingul este înregistrat și în zilele următoare veți primi și suportul de curs. Andreea, ne auzi? Să vedem. Da, vă aud foarte bine. Bună seara. M-au auzit toată lumea? Da, te auzim perfect. O să te fac acum. Ok, minunat. Vă mulțumesc mult de tot, Modena, pentru invitație. Mă bucur foarte tare că v-ați gândit la noi. Le mulțumesc și tuturor celor care sunt alături de noi. Înțeleg că sunt foarte multe persoane care ne ascultă și mă bucur și m-aș bucura să le aud în întrebări și comentarii după. M-am concentrat ca prezentarea să fie scurtă. Am acoperit cele mai importante lucruri din branding-ul pentru ONG-uri, așa cum îl vedem noi. Și dacă toată lumea e gata și putem să începem, mi-ar plăcea să începem. Se vede bine? Da, să știi că vedem Ok. prezentarea, te auzim Putem perfect. începe, mă gândesc, nu? Da, te auzim. Ok, perfect. Bun. Astă seară aș vrea să vorbim așa despre viziune, misiune și set de valori al unei organizații. Viziunea este practic motivul pentru care o organizație sau o companie face ceea ce face, e în domeniul respectiv de activitate.
misiunea, ne arată ce face efectiv organizația sau compania respectivă, iar valorile sau brand beliefs, cum le mai spunem noi în industrie, arată cum facem lucrurile pe care le facem și aici intervine puțin și un element diferențiator, pentru că aici se vede de fapt cum companiile fac lucrurile în mod diferit. Ca să ne fie mai ușor și să fie un training efectiv acționabil, o să abordăm un studiu de caz, pentru că mi-a fost foarte, foarte dificil să aleg o fundație din industria voastră, un ONG. Am inventat o fundație. Este Fundația Imaginară pentru Originalitate în Branding și o să urmărim un exercițiu pentru această fundație imaginară pe parcursul întregii discuții și sper să fie ok și să vă ajute să înțelegeți efectiv cum se fac lucrurile astea, pentru că n-ar trebui să fie dificil. Bun, haideți să vedem viziunea. Viziunea este, sigur, ținând cont de domeniul de activitate al fiecărei organizații în parte, este maniera în care organizația respectivă proiectează asupra lumii. Cum vede ea societatea? Pentru ce intră într-o activitate sau alta, sau într-o industrie sau alta? Ea ne servește în primul rând pentru exprimarea unei direcții strategice de dezvoltare. Adică e important pentru, o să vă dau aici exemplu dintr-o companie comercială. Dacă o companie comercială are drept viziune să ajungă pe lună, exprimarea direcției strategice o să-i ajute foarte tare să nu se implice, de exemplu, în activități de curățare de birouri sau de producție de ciocolată. Pentru că activitățile astea nu o să îi ajute să-și îndeplinească viziunea de a ajunge pe lună, ci din potrivă o să îi încetinească în a-și urmări acest scop ultim, această viziune, această proiecție ideală asupra lumii. Asta e maniera în care viziunea ne ajută la exprimarea acestei direcții strategice, să ne țină focusați. Bun. Pentru ce mai e importantă exprimarea viziunii în organizații? Pentru, am zis noi, inspirație și aspiraționalitate. Inspirație. E foarte important ca fiecare dintre oamenii care fie lucrează, fie ajută la îndeplinirea scopului sau viziunii sau activităților de zi cu zi într-o organizație, fie ea non-profit, non-guvernamentală sau cu scopuri comerciale, e important ca ei să meargă dincolo de beneficiile materiale și să fie inspirați de ceea ce face compania respectivă. Ori din experiența mea, într-un brand corporate sau într-un brand de ONG, cel mai inspirațional aspect din toată platforma brandului este această viziune. Aspiraționalitatea este pentru cei din afară, care e important să-și dorească să ajungă în organizația respectivă. Când un brand este aspirațional sau o viziune, conferă unui brand acest touch de aspiraționalitate, asta e foarte important pentru maniera în care se vede ea din afară. Pentru că eu mi-aș dori foarte tare să lucrez sau să ajung să lucrez sau să ajut într-un fel sau altul sau să popularizez ideile unei organizații care vrea să ajungă pe lună versus unei organizații care, știu eu, are o viziune mai puțin aspirațională și vrea să producă cea mai bună ciocolată sau mai știu eu ce. Bun, dacă am înțeles la ce ne servește viziunea, haideți să vedem și cum trebuie să fie ea. În primul rând, ea trebuie să fie simplă și clară. Circulă pe internet fel de fel de idei cum că această exprimare a viziunii trebuie să fie scurtă. Sigur că nu e rău dacă o astfel de afirmație este scurtă, dar asta n-ar fi cel mai important aspect. Pentru că multe dintre aceste povești, multe dintre aceste vision statements pot să fie foarte lungi. Eu am văzut vision statements care aveau jumătate din pagină, dar erau atât de aspiraționale și atât de minunate, încât real nu te mai interesează cât de scurte sunt. Mă rog, deci, în concluzie, nu e rău să fie scurte, dar exprimarea viziunilor ar trebui să fie simple și clare. Și aici o întrebare foarte simplă de control este dacă o poate înțelege un copil de 6 ani.
Și aici chiar nu glumesc. E important să înțeleagă un copil de 6 ani, pentru că asta înseamnă că o să înțeleagă fiecare om mai mult decât cognitiv și intelectual, o să înțeleagă intuitiv. Și e important ca viziunile să fie înțelese intuitiv. Și dacă vreți, cu inteligența emoțională mai mult decât cu inteligența cognitivă. Un alt aspect important al viziunii este de a fi adecvată domeniului. Viziunea despre care v-am dat eu drept exemplu era viziunea unuia dintre președinții Statelor Unite, deci o viziune reală, era viziunea unei țări. Ea era foarte adecvată domeniului, pentru că Statele Unite erau foarte, foarte focusați către partea asta de a ajunge pe lună. Sigur că nu e o tragedie dacă viziunea nu este adecvată domeniului, dar în maniera asta o să ajungă foarte mulți oameni din interiorul organizației foarte frustrați. Pentru că dacă, nu știu, eu sunt o agenție de branding și îmi propun să nu mai existe copii bolnavi de SIDA, oamenii care lucrează pentru mine și alături de mine și care mă ajută în îndeplinirea viziunii o să vadă că noi facem proiecte de branding în fiecare zi și că practic nu salvăm și nu ajutăm niciun copil bolnav de SIDA. Și atunci, ok, este o viziune pe care în domeniul respectiv al brandingului pur și simplu nu se poate realiza, oricât de buni ar fi ei și oricât de mult efort ar depune oamenii ăștia care trebuie să fie inspirați de viziune. Și asta e important, ca viziunea să fie adecvată domeniului, nu din altă motiv. Și o întrebare de control este dacă viziunea, așa cum o să ne iasă la sfârșit, e o afirmație pe care o poate folosi orice altă organizație sau în orice alt domeniu. În momentul în care viziunea este potrivită și unei alte organizații din domeniul nostru sau e potrivită chiar și unui alt domeniu, e posibil să fie foarte diluată. E posibil să nu fie suficient de inspirațională sau de aspirațională și ar fi bine poate să ne mai gândim. Dincolo de acest de a fi scurtă, e important ca viziunea să fie memorabilă. Și aici pur și simplu putem face niște teste, pentru că ce e memorabil pentru cineva poate fi mai puțin memorabil pentru altcineva. Important este câți dintre cei care o aud să o poată repeta după câteva ore sau după o săptămână, sau nu știu, dacă aveți mai mult timp la dispoziție, e bine să faceți testul și după mai mult timp. Dacă vă gândiți și voi retrospectiv la lucrurile pe care le țineți minte, care vă rămân în minte, sunt cele care vă impresionează cel mai tare, sunt cele care sunt foarte adecvate intereselor voastre sau cele care, na, din păcate, au niște tricuri de astea de tip lingvistic. Ciuc încă una și mă duc, e ușor să vă vopsești cu spor și tot așa. Da, e clar că putem folosi și astfel de rime sau un astfel de ritm fonetic în exprimarea viziunii în realitate. E foarte important să fie memorate. Cu mențiunea că e important ca viziunea să fie aspirațională și inspirațională din motivele pe care le-am discutat puțin mai devreme, dar nu neapărat realistă. E mai important să fie această lumină călătorie decât ea să fie un obiectiv realist. Viziunea este un vis, este motivul pentru care noi ne facem lucrurile să se întâmple în fiecare zi. E posibil ca, de fapt, foarte, foarte multe viziuni organizaționale nu se întâmplă odată. Și ok să fie așa. Dar ele se pot întâmpla. Deci sunt aceste vise minunate și inspiraționale, posibile, chiar dacă nu realiste. Bun. Cum se face? Viziunea cred că este unul dintre cele mai simple lucruri de articulat, aia să știe care este visul care îi stă la bază.
E foarte dificil, într-adevăr, de creat un statement de viziune pentru o organizație care nu știe de ce face lucrurile, nu știe ce caut acolo, în domeniul ăla. Da, să sperăm că nu e cazul nostru, al celor care ne ascultă, și atunci să sperăm că o să vă fie ușor. Eu aici am pus trei întrebări care sunt cu ori-ori. Răspunsul la oricare dintre aceste trei pe care le vedeți acum pe verde, ne pot fi o călăuză în crearea acestui vision statement. Și întrebările sunt: ce ai schimbat la societatea de astăzi dacă nu ar exista limitări de timp și efort? Răspunsul la întrebarea asta se poate constitui într-o viziune foarte, foarte puternică pentru o organizație? Sau, dacă ai avea o superputere, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Aici e o chestie care poate să fie amuzantă, pentru că dacă cineva dintr-o organizație, și sunt multe glume pe tema acestei întrebări în branding, dacă răspunsul la întrebarea asta este că, nu știu, m-aș îmbogăți sau aș sparge o bancă sau nu știu ce, probabil că oamenii nu sunt în domeniul care li se potrivește. În mod firesc, ar trebui să răspundem aici ceva care are legătură totuși cu domeniul organizației și să nu mergem către lucruri foarte, foarte ușor de atins sau foarte mercantile, deși se întâmplă frecvent. Sau, mai simplu și mai la obiect, cum ar arăta lumea dacă organizația ta și-ar atinge toate scopurile? Ca să vă dau un exemplu, și aici am dat niște exemple și de așa da, și de așa nu la viziune, pentru că e ușor să alunești pe o pantă ciudată, nepotrivită. Revenim la Fundația Imaginară pentru Originalitate în Branding, pe care sper că vă amintiți de la început, deși nu are un nume foarte memorabil. O viziune validă pentru această fundație imaginară ar fi zero clișee, pentru că clișeele sunt practic inamicul numărul 1 al originalității în branding. Sunt clișeele la care recurgem foarte, foarte ușor atunci când facem proiecte, pentru că suntem insuficient pregătiți, nu suntem suficient de creativi, nu căutăm suficient de adânc, ne place să luăm calea ușoară și tot așa. Și practic viziunea acestei fundații care luptă pentru originalitate în branding ar fi zero clișee și chiar așa exprimați, curs la obiect așa cum îl vedeți. Ăsta este un obiectiv, dacă vreți, este un vis foarte, foarte dificil de atins, dar posibil pentru oamenii care cred în ea și, credeți-mă că vă vorbesc din interior, suficient de energizant pentru oamenii din organizație să-și dorească să se ralieze în spatele acestei afirmații și în spatele acestui vis potențial, chiar dacă greu realizabil. La așa nu, v-am dat niște exemple pe care aș vrea să le discutăm foarte, foarte pe scurt. Exemplu așa nu numărul 1, fundația își propune să eradicheze sau să limiteze într-o măsură cât mai mare posibil utilizarea clișeelor în crearea și dezvoltarea brandurilor. Practic, asta spune exact același lucru ca zero clișee. De ce îl spune greșit? Pentru că 1. Nu e memorabilă, 2. E foarte fricoasă, dacă îmi permite să mă exprim așa. Adică asta nu este o viziune al unei fundații care va schimba lumea. Este o viziune al unei fundații căreia e frică să-și asume un vis. Următorul exemplu de așa nu, ăsta e foarte, foarte, foarte întâlnit absolut oriunde în organizațiile comerciale, de companii, ceva de tip. Viziunea noastră este să ajungem numărul 1 într-o perioadă de 5 ani, eventual în domeniul X, în domeniul Y, în privința nu știu ce. Asta nu e o viziune, în primul rând. Asta este un obiectiv. E un obiectiv absolut măsurabil, îți stabilești niște competitori, îți stabilești un obiectiv, îți stabilești o perioadă de timp în care vrei să ajungi acolo, dar nu e o viziune. Faptul că o companie sau o fundație să ajungă numărul 1 într-un anumit domeniu, într-o perioadă dată, nu are forța de a energiza zeci și sute de oameni care trebuie să ajute la împlinirea acestei viziuni. Ultima, sprijinirea originalității în dezvoltarea proiectelor de branding este foarte weak, e foarte slabă.
La fel, nu are această forță, nu are această memorabilitate, e foarte plain, e o afirmație care practic nu face decât să reia numele organizației. Deci nu aduce mare lucru în plus, nu inspiră pe foarte multe lume și tot așa. Bun, haideți să trecem să discutăm despre misiune. E foarte important pentru noi la Brand Taylor și la Sigla și Rozinca ca aceste două afirmații despre organizație să fie strâns interconectate. Practic, misiunea, în maniera în care o vedem noi și maniera în care folosim acest instrument de branding, e pur și simplu maniera în care o organizație acționează pentru îndeplinirea viziunii sale. Și o să vedem exact o să vedem exemplu pe fundația imaginară pe care am inventat-o în scopul acestui exercițiu. Misiunea ne servește în primul rând la energizarea organizației. Pentru că, la fel, dau exemplu fundației imaginare. Avem o viziune care este atât de înaltă, atât de greu de atins, atât de aspirațională, precum zero clișee. Oamenii care lucrează, oamenii imaginari care lucrează la această fundație imaginară, o să-și piardă interesul, o să-și piardă curajul, o să-și piardă insistența, pentru că nu vor atinge, cu siguranță în viața lor profesională și în viața lor personală, vor vedea foarte multe clișee în branding, vor merge la supermarket și vor vedea foarte multe ambalaje de lapte cu un pahar pe ele, care e un clișeu, sau cu o văcuță, care e alt clișeu. Și atunci ei își vor pierde din energie, își vor pierde din tot ce a făcut să lucreze pentru această fundație, pentru această fundație imaginară. Și atunci, ok, ce face misiunea este că îi aduce puțin cu picioarele pe pământ și le spune ce pot face ei în fiecare zi ca să ducă această viziune, cel puțin potențial, la un bun sfârșit. Misiunea ne mai ajută la un aspect foarte important, acela de a selecta corect proiectele în care organizația e bine să se implice sau e bine să nu se implice. Ne uităm la misiune, ne uităm la proiectul respectiv sau la un drum lateral care ne atrage și atunci ne dăm seama dacă e în misiunea noastră să abordăm proiectul respectiv sau mai degrabă e acote de misiunea noastră și ne întoarcem pe drumul pe care ni l-am setat strategic conform misiunii. Deci ne ajută practic să nu pierdem timp și resurse în direcții care nu ne duc foarte clar în direcția îndeplinirii viziunii și rolului nostru în societate. Și la fel e important în lucrurile de zi cu zi pentru responsabilizarea membrilor și partenerilor organizației. Misiunea are această calitate de a fi foarte cu picioarele pe pământ, dacă vreți să-i spunem așa, și asta imprimă o anumită urgență și o anumită importanță pentru tot ce fac membrii și partenerii organizației respective, spre deosebire de viziune care e foarte, foarte long term și care e un vis. Misiunea este mult mai cotidiană, dacă vreți. Bun. La fel, ca și viziunea, misiunea trebuie să fie simplă și clară, dar nu neapărat scurtă, și cu aceeași întrebare de control, dacă o poate înțelege un copil de 6 ani. Din experiența mea, misiunile sunt exprimate în mai multe cuvinte decât viziunile. Pentru că la viziune e important să fim aspiraționale, aici e foarte important să fim foarte clari. La fel, spre deosebire de viziune, misiunea trebuie să fie realistă și acționabilă. Pot să pun în practică prevederile în fiecare zi. Dacă răspunsul este nu, trebuie să mai facem o încercare, să mai găsim o altă exprimare mai potrivită pentru misiune. Ea trebuie să fie informativă. Chiar dacă partea întunecată a informativă este plictisitor, ok, îmi pot asuma riscul de a fi plictisitoare o exprimare a misiunii atâta timp cât este informativă. Partenerii potențiali sau cei care vor să lucreze alături de noi sau orice public extern trebuie să înțeleagă din misiune cu ce se ocupă organizația chiar înainte de a lua contact cu vreunul dintre membrii ei sau înainte de a cunoaște foarte bine proiectele sau vreun rezultat al muncii. Sau e important ca misiunea să comunice asta despre organizație.
La fel, un lucru important este ca ea să fie coezivă sau implicativă, să implice pe toată lumea. Aici un exemplu pe care mie îmi place foarte tare să-l dau, este că, în general, acest mission statement se referă exclusiv în companiile comerciale pentru care noi lucrăm deseori. Misiunea e energizantă pentru CEO și pentru câțiva manageri foarte high profile din companie. Mie îmi place să spun că misiunea organizațiilor trebuie să fie atât de implicativă încât femeia de serviciu, când vine dimineața la 5, la 6 și face curat în birouri, să se simtă part of the bigger picture, să simtă că face ceva important și că contribuie atât cât poate face la această misiune. Și dacă misiunea noastră este energizantă exclusiv pentru partea de management sau pentru personalul de coordonare dintr-o fundație, probabil ar trebui să ne mai dăm o șansă și să ne gândim din nou. La fel, misiunea se poate dovedi foarte, foarte utilă pentru organizație atunci când lucrurile nu merg neapărat bine. Când lucrurile merg bine, totul e perfect și nici măcar nu ai nevoie să ai misiunea scrisă undeva sau să o cunoască toată lumea. Când lucrurile merg rău, atunci ne întoarcem cumva către ce e important pentru organizație și pentru ce este în inima organizației respective. Și atunci e foarte important să avem o misiune pe care toată lumea să o cunoască și pe care toată lumea să-și o asume și la care toată lumea să adere. Este ca un... dacă vreți, este ca un adăpost antiaerian. Sigur, stăm în casă, când totul e bine, dar când se aud raidurile aeriene, coborâm în acest cocon care este misiunea și ne întoarcem la ce e important pentru organizație. Bun, cum se face? Primul pas este de a scrie pe o listă tot ce face organizația. Tot, activități mari. Pasul 2, asta fac aici o foarte, foarte scurtă paranteză, asta ar fi important să fie scrierea efectivă a misiunii, e important să fie lucru de echipă, să fie cel puțin 3-4 persoane din echipă, sigur, dacă există în organizație 3-4 persoane, care să conlucreze la acest exercițiu de scriere al misiunii. Viziunea poate fi făcută și de un singur om, chiar e cu atât mai bine cu cât e făcută de fondator sau cu cât e făcută de cel care a visat organizația respectivă înainte ca să se întâmple. Dar misiunea este o treabă de echipă. Bun, revin. Am și greșit pe slide. Pașii 1 și 2 sunt invers, dar credeți-mă, vă rog, pe cuvânt că e cum zic eu. Facem o listă cu tot ce face organizația, activitățile mari. Acum nu o să punem, nu știu, că contabilitate sau știu eu, scrie contracte sau ca să le face toată lumea. Sau chiar și pe asta dacă vă ajută la o listă exhaustivă. După care tăiem pur și simplu din listă lucrurile care au o importanță secundară. Fără de care organizația ar putea. Sau un exercițiu bun aici este să ne gândim pe care dintre ele organizația la o adică le-ar putea externaliza către o agenție sau către o firmă specializată. Și aici o să vedeți că va cădea la montaj și contabilitatea și partea de legal, poate bine, cu condiția să nu fie un ONG care face legal sau contabilitate. Dar în general, funcțiile suport care pot fi externalizate într-un moment sau altul al existenței organizației, vor cădea din această listă, din pasul 2. După care urmează, efectiv, rămânem cu câteva lucruri pe listă, care sunt foarte importante pentru noi, fără de care organizația și-ar pierde identitatea, nu ar fi ceea ce este în momentul respectiv, și formulăm o frază care să explice foarte clar într-o sintagmă simplă, ce face organizația, fie enumerăm lucrurile din listă, fie mai bine decât să le enumerăm, le reunim într-o singură sintagmă și o să vedeți cum am făcut pe fundația imaginară. În ce spațiu geografic face lucrul ăsta? Dacă e important pentru noi, dacă nu, nu e obligatoriu. În beneficiu cui, ceea ce din experiența mea cred că întotdeauna este important, să ne gândim și să ne amintim pe cine ajutăm și cine are de suferit dacă noi nu ne facem treaba. Și la fel, dacă e important pentru fundația respectivă, cu ajutorul cui. Și cam asta ar trebui să fie exprimarea misiunii. Și iată cum am făcut noi. Ăsta e pasul 1 în care listăm, practic,
tot ce facem. Și tot ce facem la această fundație imaginară, sigur că sunt niște proiecte imaginare, organizăm training-uri și conferințe pentru studenți și tineri profesioniști în branding, creăm articole și e-book-uri despre branding și design, distribuim și facem cunoscute resursele internaționale de educare în branding, organizăm un festival anual care premiază proiectele originale de branding și publicăm o colecție anuală care trece în revistă trendurile și clișeele care se manifestă global în industria de branding, astfel încât cei care ne citesc să le poată evita, să le cunoască. Bun. Am eliminat trainingurile și conferințele pentru că oricine o poate face sau e ceva ce putem externaliza și rămânem în continuare cine suntem dacă externalizăm acest serviciu. Și la fel, distribuția resurselor internaționale de educare în branding, putem ruga o agenție care face social media să adune resurse de branding și să ne pune pe pagina noastră de Facebook, deci nu e ceva ce ne definește 100%. Ce ne definește 100% este generarea de conținut pe care nimeni altcineva în afară de noi nu-l poate genera. Și atunci e important că noi creăm articole și e-book-uri despre branding și design, că premiem originalitatea în branding și că evidențiem trendurile și clișeele din industria globală de branding. Așa că cum am exprimat această misiune este că Fundația Imaginară democratizează cunoștințele și resursele globale despre brandingul original către studenții și tinerii practicieni din industria de branding din România. Și practic, dacă ne întoarcem puțin, are tot ce trebuie, da? Unește ce rămâne din lista aia, în ce spațiu geografic, în beneficiu cui. Și aici, mă rog, pentru mine nu e important cu ajutorul cui, dar dacă pentru voi e, e important să se regăsească în exprimarea misiunii. Bun, dacă încă o mai urmăriți, mai durează foarte puțin, trecem la setul de valori. Setul de valori e foarte important pentru mine personal, pentru că extrem, extrem de rar mi s-a întâmplat să văd branduri care au un set de valori așa cum trebuie și bine articulat și foarte frumos și original și de regulă la valori în organizații și la fel vă invit să faceți un search pe net, o să vedeți chestii de gen echipă, profesionalism și chestii de genul ăsta, pe care, ok, real nu înseamnă nimic și se pot duce de la o organizație la alta fără niciun fel de problemă, care nu individualizează o organizație. Well, în ceea ce ne privește, setul de valori ar trebui să fie principiile în care crede o organizație, toată organizația, și indiferent de orice s-ar întâmpla, de condițiile economice, dacă se va termina lumea, dacă se va prăbuși lumea, dacă o să-și schimbe domeniul de activitate, orice, sunt acele principii de la care nu se va dezice organizația respectivă. Orice. Și atunci, ok, o să ne întoarcem puțin înapoi și să vedem că echipa poate să pară o prostie, nu știu, la o adică, pentru că contextul economic, social sau de orice altă natură ne permite în acest moment să lucrăm în echipă. Dar vom trece fără să clipim la lucru individual sau la fiecare om să lucreze de acasă și să continuăm organizația așa cum e ea, dacă fiecare lucrează de acasă, nu mai lucrăm în echipă, nu se întâmplă nimic. Bun. La ce ne ajută setul de valori? 1. Ca să știm cu cine lucrăm. În momentul în care ne e foarte clar într-o organizație ce set de valori avem, care sunt principiile peste care nu trecem orice ar fi, o să ne fie foarte ușor să ne selectăm angajații și colaboratorii și pe cei care ne ajută, bazat pe aceleași, pe o coincidență a setului de valori. Foarte rar se poate să schimbi cuiva valorile și principiile astea intrinseci în care crede intim cineva. Și atunci e important ca în selecția angajaților sau în selecția colaboratorilor să alegi pe cineva care deja crede în aceleași principii și are aceleași valori ca și organizația respectivă. La fel ca și misiunea, și valorile ne ajută foarte mult în selectarea corectă a proiectelor potrivite pentru organizație. Aici nu cred că o să mai explic, să mai povestesc prea mult. Și valorile mai constituie o bază pentru dezvoltarea ulterioară, odată, a comportamentelor organizaționale, pentru că
din valori se discern ulterior, fie că se trec pe hârtie, fie că pur și simplu se întâmplă spontan, dar se discern aceste comportamente organizaționale. De exemplu, dacă o companie are drept valoare învățarea, ca principiu ce ghidează compania respectivă, o să vedeți că în interior oamenii sunt foarte dispuși să împartă know-how, să se învețe unii pe ceilalți lucruri, să share-uiască resursele, să trimită un mail către toată echipa odată ce ei au aflat ceva sau au învățat ceva. Sunt niște comportamente organizaționale dictate de acest set de valori. Pe de altă parte, companiile care își trec pur și simplu un set de valori fără să-l gândească și fără să-l simtă că vine din organizație, pot să-și pună cu siguranță know-how sau învățare ca valoare, dar el să nu se regăsească în comportament. Și atunci aceste false valori nu se pot, zic false, nu pentru că ele n-au valoare în sine, ci pentru că nu se regăsesc în realitatea organizației. Atunci o să fie dificil. O să fie dificil ca o valoare de asta ca nereprezentativă, scrisă doar așa că sună bine pe hârtie sau pe website, nu se va transforma niciodată în comportament organizațional. Și dacă nu se va transforma în comportament, oamenii își vor da seama că e falsă. Și atunci fie nu o vor băga în seamă, fie compania va deveni, organizația va deveni necredibilă și tot așa. Același lucru e valabil și pentru construirea culturii organizaționale. Ok, dacă am ca valoare echipa sau învățarea, cultura mea organizațională va fi foarte, foarte orientată către aceste valori și către aceste principii. Bun. Setul de valori trebuie să fie revelatoare. La fel, trebuie să vorbească despre organizație înainte ca orice om, fie că e din targetul nostru, fie că nu e, înainte să intre în contact cu noi. Și, practic, valorile ar trebui să spună cine suntem noi și ce o să se aștepte oamenii de la noi înainte ca ei să ne cunoască. Și atunci o să fie foarte, foarte ușor să ne selecteze și noi să ne mai pierdem vremea cu oameni care nu au aceleași valori și aceleași principii ca noi. Bun. Un aspect extrem, extrem de important este ca aceste valori să fie adevărate și autentice, adică să reprezinte organizația așa cum e ea, nu așa cum ne dorim sau ne imaginăm sau cum ar vrea alții să știe că suntem. Aici e important să ne punem întrebarea dacă valorile ne reprezintă, dacă reprezintă pe fiecare dintre oamenii care lucrează alături de noi, și să dăm câteva exemple de acțiune reală conform acestor valori. Adică, eu am drept valoare învățarea sau echipa sau experimentul organizațional, aș putea să dau niște exemple cum am făcut eu ca să demonstrez că eu cred în învățare sau eu cred ca organizație în experiment. La fel important este și pronunț pentru prima dată cuvântul diferențiere, este ca setul de valori să fie diferențiator și să exprime unicitatea organizației, spre deosebire de viziune și de misiune, unde nu mă deranjează dacă nu sunt diferențiatoare. Adică e ok ca foarte multe, oricât de multe organizații să aibă drept viziune că vor să facă lumea mai frumoasă sau că vor să nu mai moară copiii de foame sau că vor să ducă apă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. E ok. E ok să avem o viziune convergentă asupra acelorași probleme și la fel și ca misiune. E ok să fim la fel sau aproape la fel cu alte organizații pentru că sunt puține moduri în care real pot să nu faci să nu le mai fie sete oamenilor din toată lumea, să le duci apă. Ok. Unde intervine într-adevăr diferențierea între organizații este la acest set de valori, cel puțin în maniera asta foarte scurtă pe care o abordăm noi pentru platforma de brand. Și aici, practic, diferența între 2, 3, 5, 100 de organizații care visează același lucru și fac același lucru să îndeplinească acest vis, deci viziunea și misiunea,
Este maniera în care fac acest lucru. Unii pot să facă cumva să fie fun, alții pot să facă să fie foarte grav, să fie foarte serios, alții pot să facă să fie, nu știu, sarcastic sau entertainment sau în diverse maniere, toate exprimate de către setul de valori. Hai să vedem cum putem să să-l facem. Ok. Aici, la fel, am o greșeală în prezentare, o să vă rog să mă iertați și vă povestesc eu. Bun. Trebuie să ne gândim prima dată să facem o listă lungă de principii comune pe care le au toți oamenii sau marea majoritate, 95% din oamenii care lucrează în organizația respectivă. E un început foarte bun dacă avem o listă lungă. E foarte bine să avem cât mai multe principii comune și cât mai multe gânduri comune. E perfect. Lista asta putem să o facem, mă rog, lista exhaustivă de la început, putem să o facem completând afirmația. Credem în sau în această organizație, cu toții credem în puncte, puncte. Și așa o să ne iasă această listă. Bun. Ca să eliminăm, ideal ar fi să avem nu mai mult de 3 valori sau maxim, nu știu, 4-5 valori, dacă o să vă fie imposibil să rămânem la o listă de 3. Dar e important să fie puține și să fie esența care ne caracterizează ca organizație. Bun, revin. Ca să eliminăm din această listă lungă, putem să dăm câte 3-5 exemple de acțiuni bazate pe fiecare dintre valori. Și aici din nou, învățarea. Când dăm noi dovadă că organizația crede în învățare? Și atunci, ok, o să dăm niște exemple. Dacă ne e foarte greu să găsim exemplele sau dacă nu le găsim oricât ne-am chinuit, trebuie eliminată valoarea respectivă din lista lungă. Dacă după exercițiul ăsta cu exemplele din viața reală tot ați rămas cu o listă lungă, 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 mai putem să facem o rundă de eliminări conform listei din stânga jos de pe slide, cum trebuie să fie. Dacă nu sunt revelatoare, dacă nu sunt diferențiatoare, deja despre adevărate am vorbit la filtrul anterior, la fel le putem elimina. Sper din tot sufletul că o să vă rămână 3-5 valori după aceste eliminări. Dacă nu, cred că puteți să le eliminați pe orice alte principii sunt importante pentru voi și criterii importante pentru voi de la caz la caz. Pentru Fundația Imaginare pentru Originalitate în Branding, n-am mai trecut prin tot setul de valori, prin tot exercițiul de listă lungă, pentru că fiind imaginară mi-a fost foarte, foarte dificil să imaginez atât de mult și atât de departe. Așa că am făcut direct lista scurtă a valorilor. Acestea ar fi încăpățânare, autoironie, spontaneitate. Așa ne facem noi treaba la Fundația Imaginară. Și ne unește această încăpățânare în care credem foarte tare și fără de care nu am putea să mergem mai departe, pentru că clișee găsim tot timpul în jurul nostru și e un proces care se schimbă extrem, extrem de dificil și în timp foarte lungi. Autoironia, pentru că, ok, și ironia, pentru că asta e maniera în care noi am decis să luptăm împotriva clișeelor, să sprijinim originalitatea în branding, adică nu grav și sfărăitor, ci puțin sarcastic, puțin mușcător. Și spontaneitate, pentru că asta este de fapt la baza originalității. Bun. Iată ca concluzie această mini platformă de brand pentru Fundația Imaginară pentru Originalitate în Branding, ce avem practic de ce am fondat și de ce lucrăm la această fundație, pentru că visăm la o societate cu zero clișee. Asta înseamnă că ne ocupăm cu democratizarea cunoștințelor și resurselor globale despre branding original către studenți și tineri practicieni din industria de branding din România. Cum facem asta? Prin încăpățânare, autoironie, spontaneitate. Eu sper din tot sufletul că ați înțeles și că v-a ajutat prezentarea mea să puteți crea sau recrea o mini-platformă de brand pentru brandurile în slujba cărora lucrați. Mai am câteva goodies pentru voi.
Nu întâmplător am ales o fundație cu nume foarte prost. Dacă și vouă vi s-a părut foarte lung și foarte nepotrivit, înseamnă că ați înțeles mare lucru din branding și aveți aici niște articole pe care o să le puteți downloada și chiar și un e-book pe care o să-l puteți downloada despre naming. Despre nume n-am apucat încă să vorbim, e o discuție foarte, foarte lungă și foarte nuanțată, dar o să vă rog pe voi să continuați în ideea asta pe website-ul nostru, de unde puteți downloada aceste resurse gratuite. Și la fel, dacă vreți să mai aprofundați branding-ul, avem această bibliotecă pe website-ul Sigla și Rozinca, care, apropo, Sigla și Rozinca este o sursă de inspirație pentru această fundație imaginară. În mare măsură, lucrurile pe care le-ați auzit sunt adevărate despre colegii mei de la Sigla și Rozinca. Sigur că nu e o fundație non-profit sau non-guvernamentală, departe de asta, e o agenție de branding obișnuită, dacă vreți, dar are acest rol de educare și de democratizare a cunoștințelor și vă invit cu mare drag să downloadați resursele gratuite și să le folosiți în beneficiul organizațiilor pentru care lucrați cât mai bine posibil și dacă vă mai putem ajuta cu ceva și vă mai putem răspunde la vreo întrebare, la vreo nelămurire punctuală, o să ne găsiți și acolo pe contact. Eu sunt gata, vă mulțumesc tare mult dacă m-ați ascultat până la sfârșit și aștept să îmi spuneți dacă există întrebări, dacă există nelămuriri, comentarii. Andreea, îți mulțumim foarte mult. Madalina? Să știi că toată lumea spune deja pe chat că prezentarea a fost excelentă. Avem o întrebare de la Sorin. Te întreabă dacă misiunea este un statement cu direcție de acțiune. Eu pot să întreb pe Sorin ceva? Da. Adică, da, Sorin adică să pot să-i răspund la subiect și să-i folosească răspunsul, aș vrea să-l întreb dacă direcțiile de acțiune se schimbă mai devreme de, nu știu, odată la 5-7 ani. Dacă direcțiile de acțiune se schimbă, nu. El spune că nu. Sorin spune că okay, nu. Dacă nu se schimbă, dacă ele, direcțiile de acțiune sunt built-in în ceea ce este organizația, atunci nu. Atunci se pot regăsi în misiune, fără îndoială. Dacă ele se schimbă, sunt ca niște obiective pe care le bifezi și le scoți din listă, atunci nu ar trebui să se găsească în misiune. Misiunea este dincolo de obiective și dincolo de ce se schimbă la fiecare an. Deci aici Sorin știe mai bine ce are fix în organizație. Deci, încă o dată, dacă direcțiile de acțiune sunt acolo ca să rămână, se pot regăsi în misiune, chiar e indicat. Dacă ele se schimbă de la un an la altul sau, nu știu, odată la 2 ani, atunci mai degrabă să nu le treacă în misiune. Am înțeles. Sper că i-am răspuns. Da, sper că Sorin ți-am răspuns. Mai avem o întrebare de la Bianca care te întreabă. Organizația trăiește și se schimbă în timp. Oamenii care o compun se schimbă. În acest caz, se schimbă și valorile? Păi, dacă ne selectăm oamenii în funcție de valorile organizației, nu. N-ar trebui să se schimbe valorile. Dacă între timp valorile devin neadevărate sau inautentice pentru maniera în care se schimbă organizația, atunci este un momentul pentru ceea ce noi numim un rebranding. Adică, sigur, ne uităm din nou la organizație, ne întrebăm din nou cine suntem, ce ne unește și rescriem aceste valori. În general, la companii, asta se întâmplă destul de rar, nu știu, la 7 ani, odată la 10 ani, unii la 5 ani. Pentru brandurile de produs, astea pe care le vedem pe raft, lucrurile astea se schimbă destul de rapid, adică, nu știu, odată la 3 ani. Sau chiar mai des. Răspunsul este da, se schimbă și valorile, nu sunt scrise în piatră. Da? E important să le definim bine la început și să rămânem cu ele niște ani. Dacă îmi permiți, cred că întrebarea în esență este, un ONG schimbă foarte des voluntarii, angajații lucrează pe programe scurte, pe perioade scurte și întrebarea asta e, dacă ai organizație, să zic, cu 2 membri care rămân permanent și, nu știu, restul echipei se schimbă tot timpul, dacă schimbă și valorile? Da, membrii astea
îi selectezi cumva sau cât timp lucrează alături de noi membrii despre care zici Că ai nevoie nepermanent? de un specialist care să lucreze pe păduri, spre exemplu. Faci o campanie pe păduri și ai nevoie de un om care să lucreze cu tine în următoarele 2 ani ca să faci o campanie de protejare a copacilor din Maramureș. O să intervievezi 2-3 astfel de specialiști și o să văd dacă care dintre ei se apropie cel mai mult de valorile organizației mele. Pentru că atunci specialistul ăla va fi și cel cu care voi lucra cel mai ușor, care o să mă înțeleagă cel mai bine, care nu o să dea ochii peste cap la ce-i cer, care o să înțeleagă de ce e important să lucreze cu mine și tot așa. Nu am înțeles. În cazul respectiv că se poate întâmpla să nu găsești pe cineva care e conform cu valorile tale și care să nu aibă, da, ok, măcar o valoare, două din trei, ai putea să găsești pe cineva. Și e valabil, și adică nu mai degrabă găsesc pe cineva care să-mi împărtășească valorile decât să-mi schimb valorile în funcție de fiecare om cu care lucrez jumătate de an, un an. Pentru că atunci organizația devine foarte schizoidă, adică nu mai știu cine sunt. Și organizațiile, în general, au o doză mare de flexibilitate, adică și ca și la oameni. Eu am niște valori, sigur că mi-e mai drag și mi-e mai ușor să lucrez cu oameni cu care împărtășesc aceste valori, dar nu mi-e imposibil să lucrez cu ea cu care nu împărtășesc prea multe, știi? Dar de atunci să-mi fie imposibil să lucrez cu cei care, nu știu dacă eu am ca core value cinstea, să nu pot să lucrez cu cineva care mă minte în fiecare zi, știi? Asta s-ar putea chiar să... Da. Și atunci devine setul de valori, devine un instrument foarte, foarte bun de selecție. Am înțeles. Să știi că mai avem câteva întrebări, de asta o să trec la următoarea. O să încerc să zic mai scurt. Daniela ne întreabă dacă actele constitutive ale ONG-ului, statutul, etc., conțin o misiune enunțată. E ok dacă pentru public adaptăm această misiune ca să nu sune atât de formal? Intuiesc că întrebarea este foarte bună și foarte, foarte la obiect, dar din păcate nu sunt familiară cu maniera în care se întâmplă lucrurile astea. Nu știu, poate poți mă dea să mă ajut cu niște informații, ce e actul constitutiv, ce scrie acolo, la ce ne folosește, cui se adresează, ca să pot să răspund. Dar simt că mă depășește și n-aș vrea să vă spun o prostie. Este o poveste foarte lungă. În principiu, în momentul în care un ONG vrea să se, nu, trei oameni se adună la o masă și vor să-și facă un ONG, își construiesc un statut, se gândesc ce activități vor avea în următorii ani și atunci își construiesc un statut care să corespundă activităților. Asta e cazul ideal. În realitate, de cele mai multe ori, asta e ajunge în treaba unui avocat care face actele și de obicei statutele sunt foarte, foarte generale. Avem și viziune și misiune? Avem scopul. Avem scopul și obiectivele organizației. Dar putem să o să detaliem, Daniela, dacă e ok, o să detaliem asta pe mail. O să vorbesc cu Andreea și o să revenim cu un răspuns. Cred că e mai ok așa. Am uitat să-ți arăt, Andreea, cum arată un statut. Să vezi. Da, cred că ar fi cel mai bine dacă pot să vă ajut pe mail după, pentru că la momentul ăsta nu știu cum arată, nu știu care e standardul. Da, e mai simplu, o să-ți arăt un statut și o să vezi cum, la ce ne referim. Da, e mai bine dacă putem să revenim asupra acestei probleme. Da. Mai avem întrebat de la Roxana, care te întreabă care este modalitatea de acțiune în momentul în care nu știi exact care e direcția unei organizații în materie de servicii, dar cunoști domeniul, ai resurse minime materiale și ai know-how foarte bun în domeniu, în materie de resurse umane. Mai zi-mi o dată, mai dăm o șansă. Deci, dacă ai care este resurse, domeniu... Ai know-how, dar nu știi care e direcția unei organizații. Adică nu știi exact ce vrei să faci? Nu știi care e visul tău în legătură cu organizația aia? Nici mie nu e foarte clar. Roxana, dacă ne auzi, te rog să... Dacă Roxana ar fi bine, că nu știu care e challenge-ul. Și ce vrea să facă? Adică ce, să-și scrie misiunea, viziunea, valorile? Sau pur și simplu să-și găsească misiunea, viziunea? Ne-a răspuns că nu poți să concretizezi niște servicii concrete. Nici viziunea, nici misiunea nu se referă la niște servicii concrete.
Cred că dacă mai dă o șansă prezentării mele, o să poată să-și facă un vision și un mission statement, chiar și fără să aibă o listă concretă de servicii. Am înțeles. Ok. O să încerc să mă uit până întrebări și încerc să mai iau întrebări, să nu ratez nicio întrebare. O să vă rog când dacă... Ok. Viziunea se poate suprapune cu sloganul, motto-ul unei organizații? Da. Există. Dacă viziunea este cel mai important lucru pe care vrei să-l știe publicurile externe despre tine, se poate transforma foarte ușor. Cred că un exemplu bun este TED. Dar cred că ei au misiune, mission statement-ul, au... ei au ideas worth spreading, dacă nu mă înșel, la slogan, și misiunea e la fel, ceva foarte, foarte similar, dacă nu chiar același lucru. Nu, misiunea este spreading ideas și sloganul este ideas worth spreading. Deci răspunsul este da. În general, sloganul trebuie să fie mai snappy, mai memorabil, mai nu știu ce, mai comercial, dacă vreți, în sensul larg al termenului. Dar dacă și misiunea, și viziunea, și sloganul se înscriu în aceleași criterii pe care le ai, cu siguranță că poate fi. Înțeles, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne le lăsați pe chat, eventual să ne le puneți într-un singur rând. Adică să nu scrieți și să dați enter, că este foarte greu de urmărit pe chat. Că intră toate în același timp. Așadar, dacă mai aveți întrebări pentru Andreea, vă rog să ne le puneți. Ok, mai avem o întrebare de la Cristina, care întreabă, este voluntar ce pun la dispoziție servicii de strategie de brand? Dacă ați auzit sau știți persoane care fac așa ceva în sistem de voluntariat? Păi, din câte știu eu, nu, dar dacă putea voi, Mădălina, să strângeți niște solicitări și niște chestii, dacă le pot rezolva eu într-un mail, eu sunt willing să vă ajut atât cât pot pe partea asta. Înțeles. Mulțumim. Da, o să vă las colegii noștri în zilele următoare, oricum o să facem un mail de follow-up și o scurtă temă. Chiar, Andreea, dacă poți să te gândești la o temă pentru colegii noștri zilele următoare. Cred că cea mai bună temă ar fi să facă aceste exerciții din prezentare, dacă și ei simt că îi ajută și dacă au nevoie și dacă le folosesc, că le-am povestit la ce servesc fiecare dintre entry-urile alea de platformă de brand. Și dacă li se pare interesant să ruleze un astfel de exercițiu, mi-ar face plăcere să le văd, să mă uit peste ele, să discutăm eventual. Mulțumim foarte mult! Așadar, că dacă vreți să faceți acest exercițiu, aceasta este fi tema acestui webinar pentru școala digitală. Dacă mai sunt întrebări, revin la întrebări, dacă mai sunt întrebări, dacă nu, să știți că o să ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Până acum văd că nu mai sunt în acest moment întrebări. Bine, păi vă mulțumesc tare, tare mult și că m-ați chemat voi, Madalina, și că m-a ascultat toată lumea care m-a ascultat. Dacă pot mai ajut cu ceva... Îți mulțumim tare mult! Adică încă mai avem încă o întrebare, a venit acum da. Ultima 100 de metri. Ce s-ar putea face pentru un brand care este perceput ca fiind extremist sau neeficient pentru a-și servi scopul, pentru a comunica transparent și a fi perceput ca atare într-o lume cu un nivel de toleranță scăzut? Mai spune-mi atât, deci pentru un brand care e perceput a fi extremist? Sau ineficient? Pentru a-și servi scopul, pentru a comunica transparent. O să îmi permit eu, spre exemplu, ai o organizație care se ocupă de minorități sau de minorități sexuale sau de persoane care, bine, cred că nu asta e ceea ce vrea să zică, dar îți dau câteva exemple, în care ar fi mai greu să comunici în mainstream mesajul organizației tale. Am în minte exemplu organizatorul care lucrează cu persoane care practică sexul comercial și știu de la ei că este foarte greu să strângă donații și bani ca să ajute victimele traficului de persoane și să le integreze socială. Și asta ar fi întrebarea. Cum? În explicația pe care mi-ai dat-o tu și în detaliile pe care mi le-ai oferit, cred că răspunsul este eficient.
conștientizarea targetării. E important, e dificil de strâns fonduri, dar este important cui cer. Și atunci e important să-mi dau seama care sunt categoriile de persoane care ar putea crede în misiunea și în viziunea mea ca organizație și să știu să merg la ei ca să eficientizez eforturile de fundraising. Aici sigur că nu e ușor de făcut, adică probabil că trebuie studiat foarte mult, trebuie făcut măcar un desk research prin care să ne dăm seama care sunt categoriile de persoane sensibile la același mesaj pe care îl promovează și organizația și tot așa. În întrebarea Cristinei, cred că e vorba puțin despre altceva. O organizație care e percepută drept extremistă, dar nu e extremistă și nu vrea să fie percepută drept extremistă, poate să facă asta fie prin comunicare, adică și comunicare nu de dragul de a comunica, adică prin comunicarea proiectelor pe care le face sau întâi să facă și după aia să comunice ce a făcut, astfel încât ușor, ușor și nu știu, aici vorbim despre ani, să schimbe percepția asta de extremism. Dacă ei cred că s-a ajuns foarte, foarte departe în această percepție de extremism, atunci mai degrabă părăsesc brandul pe care îl folosesc acum și încearcă din nou cu un alt brand. Sunt foarte frecvente cazurile în care după o scurtă auditare, după un scurt assessment al brandului respectiv, îți dai seama că ar cere atât de multe resurse ca să-l întorci pe calea cea bună din punct de vedere percepție, încât mai degrabă îl discontinuăm pe ăsta pe care îl folosim acum și creăm un alt brand nou cu care, având în spate experiențele vechiului brand, putem să-l facem mai bine de data asta. Și de multe ori e mai ușor și mai puțin costisitor să faci un alt brand decât să încerci să corectezi un brand care, cu care deja s-a ajuns foarte, foarte departe. Mulțumim. Dacă e eficient, mai erau cu ineficient, care mi se pare altceva decât extremist. Mai citești o dată, te rog, ce ne-a scris Cristina? Da, stai că trebuie să mă duc pe rândul foarte sus. Ce s-ar putea face pentru un brand care este perceput ca fiind extremist, în ghilimele, / neeficient, pentru a-și servi scopul, pentru a comunica transparent și a fi perceput ca atare într-o lume de un nivel de toleranță scăzut? Da. Roland este persoana care ne-a pus întrebarea. Dacă am înțeles bine întrebarea, Roland, trebuie să ne spui. Sper să fi răspuns asta cu ineficiența. Pur și simplu trebuie o organizație să devină eficientă în scopurile pe care le are sau să-și modereze așteptările, să-și modereze scopurile. Dacă îi se fac foarte, foarte greu de atins, poate că ar trebui să-și propună obiective mai mici, mai la îndemână. Și atunci, la fel, să le comunice absolut transparent și absolut fără... Na, cui pe cine interesează ar trebui să știe despre lucrurile pe care le face organizația, nu chiar pe toată lumea, pe toată societatea. La fel, aici este un issue de adresabilitate. Cine ne consideră ineficienți, cine ne consideră netransparenți, cine ne consideră și atunci, ok, să vedem, dar de ce ne consideră? E adevărat? Nu e adevărat. Dacă nu e adevărat, ok, să vedem, înseamnă că comunicăm greșit, nu comunicăm cum trebuie. Dacă e adevărat și suntem într-adevăr netransparenți și ineficienți și avem ceva de ascuns, ok, atunci trebuie să rezolvăm organizațional această realitate și să fim onești, transparenți, cu cărțile pe masă și foarte eficienți și să dăm o nouă șansă comunicării după ce vom fi rezolvat realitățile din spate. Mai sunt întrebări, Madalina? Nu, până acum nu. Vă mulțumim și sper că am răspuns la întrebarea, la întrebarea pusă. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne le puneți. Da, eu zic să ne mai scrie eventual după și da. Puteți, dacă le puteți centraliza, eu pot să îmi automiază să le răspund pe mail sau... Da, o să facem asta. Am pregătit și un formular de feedback la final de asta. Încerc să vă prind pe cât mai mulți de dumneavoastră să nu ieșiți în webinar înainte să completați formularul. Ne ajută foarte mult. Da, să știu dacă... mai place să văd și eu. Da. Dacă v-a fost util sau nu. Să știți că noi suntem la un clic distanță pe mail. În zilele următoare veți primi materialele de curs.
Nu uitați că vă așteptăm să vă scrieți în TechSoup. Ne dorim foarte mult să creștem comunitatea de ONG-uri care au acces la produse software. Și cam atât. Ne vedem săptămâna viitoare la următorul webinar despre cum să faceți un magazin online dacă sunteți ONG. Vă mulțumesc mult și seară minunată tuturor. Îți mulțumim, Andreea, foarte mult că ți-ai dedicat timpul pentru noi și că ai făcut lucrul ăsta ca voluntar pentru noi. Îți mulțumim mult. Cu mare drag, seară faină tuturor și mult succes în branding. Mulțumim. La revedere tuturor.